bucurie vă invităm să ascultați emisiunea Comori din trecut. Iubiți ascultători, în cadrul emisiunii Comori din trecut veți audia un mesaj de arhivă prezentat de pastorul Aurel Popescu. Audiție plăcută! Vă salut pe toți în dragostea Domnului Hristos. Veștile pe care ați auzit și multe altele care se întâmplă în lumea noastră ar putea să arate, între altele, că diavolul știe că mai are puțină vreme. Și fiindcă știe că mai are puțină vreme, accelerează, intensifică lucrarea răului pe care o desfășoară în lume de 6.000 de ani. Într-adevăr, vremea pe care o trăim noi, lucrurile pe care le-ați auzit și altele foarte multe despre care nu știm nimic sau știm foarte puțin, arată că lucrurile, spre deosebire de ceea ce lumea speră că o să ajungem o epocă de aur, că lucrurile în lume merg din ce în ce mai rău. Și că în ciuda atâtor descoperiri și atâtor lucruri noi și interesante care s-au făcut și se fac în lume pentru ca să facă viața mai frumoasă, lucrurile nu merg mai bine, ci merg din ce în ce mai rău. Este un text în Epistola Apostolului Pavel către Corinteni care spune următorul lucru în legătură cu lumea asta, pe care o împarte în trei categorii. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 32, să nu fim pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Ideea de bază din textul ăsta, care conține o recomandare dată copiilor lui Dumnezeu, este să trăiască o astfel de viață încât să nu-i facă pe alții să păcătuiască. Că noi nu numai că păcătuim noi înșine, dar facem și astfel de lucruri încât le punem piedică la alții și fac alții păcate din cauza noastră. Ideea de bază din textul ăsta este asta. Fraților care ziceți că sunteți copiii lui Dumnezeu, nu puteți piedică la nimeni. Să ne vedem de propria noastră viață spirituală, ca să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, și să avem grijă, pentru că trăim între frați, între surori în lumea asta, nu puneți piedică la nimeni, nu faceți pe alții să păcătuiască. Dacă totuși ne-am decis să trăim în păcat, ceea ce e groaznic, cel puțin asta să nu o facem, deși păcătuind dăm exemplul alții. Să nu fim pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Din punct de vedere divin, lumea este împărțită în aceste trei categorii. Iudeii, adică evrei, grecii, ăsta și toate neamurile alalte, și biserica lui Dumnezeu. Ăștia sunt copiii lui Dumnezeu care fac parte din biserica Domnului Hristos. Proporțiile sunt extraordinare de deosebite. Evreii au fost totdeauna un popor mic. Astăzi se zice că în lume, mai ales după grozăviile pe care le-au trăit în epoca recentă, camerele de gazare, milioane de evrei omorâți, nu mai spun de toate lucrurile petrecute cu ei în istorie, mai erau vreo 6-7 milioane. Acum se zice că sunt mai mulți și că deja vreo 6-7 milioane ar fi în Israel. Să zicem că evreii sunt 20 de milioane în lume. Biserica lui Hristos este și asta mică, că nu tot ce se cheamă biserică e biserică. Numai Dumnezeu știe, eu nu zic câți ori fi, dar presupun că sunt foarte puțini. Există între cele trei ramuri, iudei, neamuri și biserica lui Hristos, o ceată de oameni care n-a încetat să existe de acum 2000 de ani și care se numește biserica lui Hristos. Din păcate e împărțită în fel de fel de numiri, dar există toate aceste confesiuni creștine care cheamă numele lui Dumnezeu, numele Domnului Hristos în adevăr și în dragoste și potrivit acestui cuvânt. Există oameni care chiar într-adevăr l-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Stăpân și sunt creștini. Eu sunt unul. Eu l-am primit pe Domnul Iisus la 17 ani. Viața mea s-a schimbat într-un sfert de oră. Am fost de nerecunoscut când m-am dus la școală peste 2 săptămâni, iar peste încă 2 săptămâni m-au dat afară din școală. Nu mai eram bun pentru școală pentru că mă pocăisem. Câte vreme înjuram, mințeam, copiam la teze și așa mai departe, eram bun. Câte vreme l-am primit pe Hristos și m-am creștinat, n-am mai fost bun și m-au dat afară din școală. Pe urmă m-au dat afară de bun serviciu, până la urmă m-au dat afară din țară. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Și eu sunt unul din ceata asta a treia despre care e vorba aici și care se numește Biserica lui Hristos. Să reiau. Există evrei, un număr minim, 20 de milioane. Există neamuri, grecii, miliarde. Și există Biserica lui Hristos, tot mică,
Oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Răspunsul este puțin. Căci largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Dar strâmtă este poarta care duce la viață și puțin o află. Creștinismul ăsta biblic n-adună lumea cu ghiotura, nici nu-i silește să se facă creștin. Dacă vrea cineva, spune Domnul Hristos, să vină la mine și va cunoaște ce este calea, adevărul și viața. Istoria acestor trei colectivități, una uriașă, lumea, două mai mici, evrei și Biserica lui Hristos, este foarte bine descrisă aici în Scriptură. Iar nouă creștinilor, așa cum scria la Epistola către Corinteni, ni se cere să trăim o astfel de viață încât să nu îi facem nici pe evrei să păcătuiască, nici pe ăștia dintre neamuri să păcătuiască, nici pe frații noștri creștini să păcătuiască. Se pare că în această privință aproape avem o specialitate, Domnul. În loc să ne ajutăm și să ne împingem unii pe alții tot mai aproape de Domnul Iisus, se întâmplă că trăim câteodată o astfel de viață că nu știm cum să ne punem piedici, Domnul. Și de vreme ce unul poate merge mai frumos și mai bine ca mine și se duce înainte, Domnule, trebuie să-i fac ceva ca să nu o ia chiar așa. Și să-i pună o piedică, Domnul. Cum zice acolo, să nu fiu așa, dar noi suntem chiar așa. Întrebarea este și pe care trebuie să ne o punem fiecare. Ce sunt eu? Că bănuiesc că dumneavoastră vă declarați fiecare membru în Biserica Domnului Hristos. Ce sunt eu? Sunt o pricină de binecuvântare sau eu sunt unul care tot pun piedici? Meseria asta e proastă, Domnul. Bine să stau cu minte pe loc, dacă nu pot să fie o binecuvântare. Dar să mai pun și piedici la alții. Asta e un mare păcat. Uite, spunea Scriptura să nu fim piedici pentru evrei. Evreii s-au împiedicat odată foarte tare. Acum 2000 de ani în poporul acela s-a născut un evreu cu numele Iisus. N-a fost un evreu obișnuit. Declarația lui când a început să iasă în lume după 30 de ani și să declare că e Fiul lui Dumnezeu și Mesia cel prezis, declarație care avea în spate o viață absolut sfântă. Când i-a provocat pe dușmanii lui să zică cine dintre voi mă poate învinovăți de un păcat, poftiți, niciunul n-a putut. E bine, cum spune Scriptura, el a venit întâi la ei săi, adică la evrei. Evreii au avut privilegiul ăsta extraordinar, că după ce Dumnezeu le-a dăduse o lege sfântă prin Moise, istoria lor e scrisă bogată în Vechiul Testament și arată momente de ridicare, dar și momente de cădere îngrozitoare, a venit Mesia la ei săi. La ei săi erau evrei și le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, le-a vestit venirea Mesiei și le-a spus, eu sunt. Evreii nu l-au primit, zice Domnul Iisus, a venit la Isei, zice Evanghelia, și Isei nu l-au primit. Și numai că nu l-au primit, l-au respins și până la urmă l-au spânzurat pe o cruce. Acum e adevărat că nu putea să-i facă nimic dacă nu vroia și el. Nu putuse învinovăți de niciun păcat și nimeni nu putea mâna pe el până s-a lăsat el prins. Deci era dovadă vie în multe exemple pe care le avem în Evanghelie că nimeni nu se putea atinge de el. Când însă Dumnezeu a îngăduit, atunci au pus mâna pe el și l-au pironit pe o cruce. Nu vreau să scap ilețul să vă spun că pironirea lui pe cruce nu e numai păcatul evreilor. E păcatul nostru al tuturor, pentru că noi l-am răstignit. Noi cu păcatele și fără de legile noastre. De la Adam și până la ultimul om care se naște pe planeta aceasta, toți ăștia se nasc păcătoși. E bine, când am intrat în lume, fiecare la vremea lui, și am început să păcătuim, ne-am adăugat la această cohortă imensă de miliarde de păcătoși. E bine, Dumnezeu a luat o hotărâre mare, ca toate păcatele acestei comunități extraordinare să fie puse asupra lui Hristos. Și Hristos să primească El plata pe care trebuiau păcătoșii ăștia să o poartă. De aceea, ori de câte ori păcătuim, să ne gândim la treaba asta. Păcatele noastre l-au dus acolo. Și mai ales acum, după ce îl cunoaște pe Domnul ca Mântuitor și Stăpân, dacă ne mai permitem încă să facem păcate și mai facem uneori fără să vrem, dar dacă mai facem păcate și când vrem, știm bine că e rău ce facem și totuși le facem, atunci una din două, ori nu suntem credincioși deloc, ori suntem complet amețiți, fiindcă un credincios adevărat va face tot ce ține de el ca să nu-l supere pe Mântuitorul care l-a salvat. E bine, Dumnezeu a adunat toate păcatele lumii în trupul lui Hristos și l-a pedepsit pe el în locul meu. Răspunsul meu normal ar fi să las păcatele mele acolo unde le-a așezat Dumnezeu, să-l primesc pe Hristos ca Stăpân și Mântuitor și să devin copilul lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Și cu asta, evreu sau grec sau ori de ce națiune am fi,
Dacă am făcut pasul acesta, am trecut o graniță binecuvântată și am intrat în ceea ce Scriptura numea acolo și numește în Noul Testament Biserica lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului. Nu cred că este inutil să vă spun că nu există decât o singură biserică creștină. Noi am reușit performanța asta să ne divizăm, că lumea nu mai știe care e biserica adevărată. Dar creștini se găsesc în toate bisericile care cheamă în adevăr și în dragostea Domnului Hristos. Diviziunile noastre încurcă foarte mult. Dar nu atât de mult încât mântuirea să poate fi împiedicată. Cine l-a primit pe Hristos a intrat în această comunitate numită Biserica lui Hristos. V-am citit un text să vedeți ce se întâmplă cu biserica asta. Care este soarta acestei biserici, ce se întâmplă cu ea. Deocamdată, în ciuda tuturor dificultăților, biserica aceasta trăiește de 2000 de ani. Nici Inchiziția Catolică, nici prigonirile pe vremea împăraților romani, nici împotrivirea evreilor, nici comunismul, nici capitalismul n-au putut să împiedice apariția și dezvoltarea acestui colectiv de oameni credincioși, la care armele de apărare nu erau sabia, nu, ci dragostea, bunătatea, răbdarea și martirajul. E bine, intrarea în această comunitate creștină, în această colectivitate numită Biserica Domnului Hristos, intrare prin credință, jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos, a dat naștere acestui popor, din care fac parte oameni din toate popoarele, din toate clasele sociale, și care în Scriptură este numită Biserica Dumnezeului Celui Viu și Adevărat, Biserica lui Hristos. Eu fac parte din ea. Și dumneavoastră care l-ați primit pe Domnul, faceți parte din această biserică. Ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu noi? Acum, istoria acestei biserici se derulează de aproape 2000 de ani. Asta nu o să deruleze la infinit. Biserica asta este un corp spiritual care are, ca orice corp, are un anumit număr de celule. Biserica aceasta nu va umple pământul, cum se crede, că asta va câștiga lumea. Vedem noi cum câștigă lumea. 1 miliard de chinezi, 1 miliard de indieni, 1 miliard de arabi și alte miliarde de păcătoși, încât de-abia dacă am putea măsura numărul creștinilor câteva sute de milioane. Noi nu vom câștiga lumea niciodată. Noi suntem o minoritate. Suntem cei puțini care suntem pe calea mântuirii. Ce se va întâmpla cu noi? Acum, de ce interesează chestiunea asta? După Sfânta Scriptură, se pare că am ajuns la sfârșitul vremurilor. Și există un moment din care am citit și din care am să spun repede câteva cuvinte, există un moment în care această biserică, începând de la cei de întâi creștini, până la cei care vor fi găsiți în momentul acela, cu ei se va întâmpla următorul lucru. Fraților, spune Pavel unei biserici de felul ăsta, nu vreți să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, moartea credincioșilor denumită adormire, ca să nu vă întristați ca ceilalți. Există biserică și există ceilalți. Există biserica din Tesalonic, din Corint, din București, din Florida și de unde vreți, restul sunt ceilalți. Ăștia totdeauna au fost puțini, ceilalți au fost totdeauna cei mulți. Să nu vă interesați ca ceilalți care n-au nădejde. Într-adevăr, când e moartea la ei, e nenorocire. Eu cred că în familia pastorului ăsta, Martin, este tristețe. Dar nu e nenorocire. Nevastă-sa și copiii știu că tatăl lor s-a dus în cer. E durere, e sfârșiere, dar cu mângâiere. Nu e cu disperare, nu e cu un glonț în cap, nu. Ne pare rău, ne doare pe noi care nu îl cunoaștem. Cât trebuie să-l doare pe femeia aia și pe copiii aia. Dar e o durere cu mângâiere, e o durere cu speranță, ca să vă întristați ca ăștilalți care n-au niciun fel de speranță. Căci ce credem? Noi creștinii ce credem? Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, ăsta-i sâmburile credinții creștine. Biserica asta are credința în moartea și învierea Domnului Iisus. Moartea ispășitoare la crucea de pe Golgota, sângele lui care curăță orice păcat, și învierea. Mortul de pe Golgota a fost băgat în mormânt, dar mormântul n-a putut să-l ține. A înviat, este viu și trăiește și promite să vină. E, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus cel înviat pe cei ce au adormit în el. Noi credem că într-o zi se va întâmpla un următorul lucru.
Și s-ar putea să se întâmple, fraților, până termin eu. Fiindcă, eu vă spun, s-ar putea să nu se întâmple. Dacă va veni Domnul Iisus, unde ori sfinții vor fi într-o adunare, să știți. Alții vor dormi, planeta asta e rotundă, unii vor dormi, alții vor mânca, alții vor fi la serici și alții vor fi la biserică. Zice așa, că atât ce vă spunem, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, unii dintre frații noștri au adormit, au murit. Numai că moartea noastră e numai o adormire. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Păi cum să o luăm înaintea celor adormiți? Cei adormiți au adormit în Domnul. Cum ar fi să o luăm înainte? Păi ar fi să o luăm înainte dacă de pildă El ar veni și ne-ar lua cu El. Zice, stați așa că nu e așa. Dar cum e? Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unei arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, întâi se va pogorî în cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Iertați-mă, există și la baptiști cu concepția asta. Domnule, nu mai l-am estecat cu învierea întâi, a doua, cu fel de lucruri ăsta, venirea acum, venirea după aia. Domnule, va fi o înviere generală a tuturor, bunii la dreapta, răi la stânga, unii la iad și altul la rai și s-a terminat. Păi dacă este așa, ar trebui să ștergem paragrafe întregi din Biblie, domnule. Ori cuvântul ăsta nu se poate desfința. Teza asta că vine Domnul, judecata dreapta și stânga și cu asta s-a terminat. E o poveste care reduce la zero zeci de pagini de cuvinte ale Domnului și ale Sfinților Apostoli. Biblia spune așa, că va veni Domnul și întâi vor învia morții în Hristos. Nu există o înviere generală, sau o să fie cândva, dar nu atunci. Că prima este una particulară. Vor învia cei morți în Hristos. Fraților, când vine Domnul, numai cei care au murit cu Hristos vor învia. Eu cred că primul care a murit cu Hristos a fost tâlharul de pe cruce. N-a fost ăsta, a fost altul. Ștefan sau nu știu care. E, întâi vor învia, începând de la ala, până când vine Domnul Iisus, cei care au murit până în clipa aceea vor învia ăștia întâi. Apoi noi cei vii, eu dumneata, care vom fi rămas, ăia care rămân în momentul acela, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. Nu, unde? Că era vorba de judecată, unul la dreapta, alții la stânga, este și asta. Dar e fiecare la locul ei. Aici zice, ei au înviat, noi vom fi schimbați și apoi vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Deci Domnul nu coboară pe pământ. Bine, dar scrie undeva că va coborâ pe muntele Măslinului, o să coboare și pe muntele Măslinului, aveți puțin dică răbdare. Deocamdată El vine undeva în slavă, la sunetea unei trâmbițe înviază morții frații noștri în Hristos, noi suntem schimbați într-o clipă și suntem răpiți la cer. Va fi o liniște totală. Dacă Domnul vine astăzi seară, și nu toți care sunteți acelea ați primit pe Domnul, nu v-ați întors la Dumnezeu, atunci noi dispărem într-o clipă. Iar Dumnezeu este rămâi pe bancă. O să rămâi uluit că noi am dispărut. Nu știu, probabil că toalele astea rămân aici. Noi am plecat și o să vezi ce vine după aia. Așa, unii înviază, cei de întâi, noi suntem schimbați și am plecat. Am plecat undeva sus. Nimeni nu știe nimic. Lumea se va trezi fără noi. Ar fi interesant să concep ce o să zică ăștia, domnule. Că chiar nu suntem 3-500, suntem câteva zeci de milioane. O să dispărem unii, domnule. Un pilot care conduce un avion creștin și vine răpirea, avionul ăla se duce razna dacă nu-i unul să ia rapid conducerea. Un șofer care conduce, mașina intră în gard, el a plecat. Se vor întâmpla tot felul de fenomene, lumea va trebui să dea o explicație la asta. Și cum o să vă spun, că atunci când biserica va fi repite, Duhul Sfânt va fi luat, minciuna va circula foarte repede și vor apărea repede explicații la chestia asta. Numai că noi nu vom fi chiar așa de puțin, mai avem neamuri care mai știu lucruri de felul ăsta, nu va fi liniște în zilele acelea. Noi am plecat foarte liniștiți unde ne-am dus. Este scris undeva în Scriptură că El va prezenta această mireasă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Fraților, care dintre dumneavoastră sunteți sfinți și fără prihană și fără pată și fără zbârcitură, vă rog, ridicați mâna sus, eu nu ridic. Dar El zice totuși că El va prezenta această biserică pe care o iubește și aia ca noi.
fără pată, fără zvârșitură, ci sfântă și fără prihană. Și atunci ăștia care ajung acolo sus sunt toți mântuiți. E adevărat că unii dintre ei sunt mântuiți cap în foc, dar sunt mântuiți. Credința care vine de sus, pe care am primit-o în Domnul Hristos, când l-am primit ca mântuitor și stăpân, e o credință care se dovedește a fi credință prin fapte. Nu ne mântuim prin ce facem, dar credința ne-a transformat și ne face în stare să nu mai facem viața care am trăit-o. Unii care zic că nu trebuie fapte să se culce pe perna asta moale și o să se trezească în iad. Dacă sunt în Hristos, vor apare fapte. Dacă sunt cu Domnul Hristos, faptele rele, greșelile vor dispare încet, încet și vor apare roadele. Astea, faptele astea se numește și roade în Scriptură. Viața asta nouă începe să rodească. Credincioșie, bunătate, dragoste de frați, iubire de oameni, o sumă întreagă de lucruri pe care viața noastră veche nu le cunoștea. Apar în viața creștină. E cazul când auzim un astfel de lucru să ne întrebăm, lucruri de felul ăsta se văd și la noi? Sau se vede ce de dezvinare, vorbe, aiurea, bârfeală, fel de fel de lucruri de astea, fraților, astea cântăresc foarte greu. El ar putea să ne definească ca necredincioși, deși putem să apărăm în registrul bisericii. Sau, în cel mai bun caz, ar putea să ne dovedească ca niște creștini foarte slabi și pricină de poticnire și de păcătuire și pentru evrei și pentru greci și pentru Biserica lui Hristos. Și biserica va ajunge acolo înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Termenul în grecește este bema, însemnează o scenă deschisă. Hristos este undeva cu toată biserica sa în față. Ce-am cărat acolo cu noi? Paie, fân, trestie, lucruri slabe, ard, adică zero. Ce apare aur, argint, pietre scumpe, se valorifică, se curăță perfect și se valorifică. Răsplata va fi după ce rămâne. Dacă tot ce am pus noi pe temelia numită Hristos a ars, fapte slabe, fel de fel de lucruri de astea, ai dat un ban, dar te-ai uitat, mi-am cu aminte, mergeam în București cu unul, vreau să-mi arate totdeauna că e foarte evlavios, a scos așa un leu, nu știu cât a scos, și l-a pus, era un cercetător alăturea, și după ce l-a pus, arată așa o mutre evlavioasă, că mie mi-a venit să râd. Dacă ar fi dat $100 sau știu așa, aș fi zis, bă, bravo, să te mai și mângâi. Dar dai $1 și să se pare că ai făcut ceva mare pricoșeală. Ai făcut nimic, adu-o. Dom'le, toate faptele de natură asta, se alege praful de ele. Nu rămâne nimic. Fapte bune chiar, dărnicie, date așa ca să se observe, ca să se știe, ca să se afle. Ala, s-a terminat. Poate că au fost bune, a folosit la cineva faptea, dar dincolo arde. Deci ce n-a fost de calitate, arde. Vă închipuiți dumneavoastră câte lucruri vor arde în viața noastră? Câte lucruri sunt în viața noastră? Câte marfă de felul ăsta? Dar există și aur, argint și pietre scumpe. Există și alte lucruri pe care putem să le facem și creștinii le fac. Și să le facem și noi. Lucruri de calitate, binefacere, dărnicie. Suferă unii că n-au ce mânca. Noi avem prea mult. Dumnezeu zice că ne-a dat mai mult nouă, fiindcă le-a dat lor mai puțin. Și că prisosul ăsta nu ne aparține, e al lor. Ei, țineți-l dumneavoastră la dumneavoastră și acolo la scaunul de judecată o să vedeți că Hristos o vă spune, ăla nu era al tău, era al lor, l-ai ținut, stai pe loc aici acum, că tot ai sosit aici, s-a terminat. Dar nu te aștepta să te pun undeva lângă Sfântul Mihail și Gavril. Problema este că ce este de calitate va fi valorificat, va fi răsplat. Nu știm în ce constă. Mare și minunat. Și după ce biserica e pusă la punct, atunci prezintă Hristos, intră în cer și prezintă această biserică fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihan. Așa vom ajunge în casa Tatălui. Istoria bisericii a început, să zicem, cu tâlharul de pe cruce, se sfârșește cu clipa când va fi răpită, ea ajunge undeva în cer la răpirea bisericii scrisă aici și la răsplata finală, ăla e locul nostru ceresc. Unii așteaptă un rai pământesc. Va fi un rai pământesc, nu e al nostru. N-aveți nicio pagubă de asta. Noi ajungem acolo, în acele locuri despre care apostolul spunea, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Acelea sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc,
adică pentru cei ce fac parte din Biserica lui Hristos. Am fost răpit acolo, spune Apostolul Pavel. Frumusețile împărăției de 1000 de ani sunt descrise în Scripturile Vechiului și Noului Testament. Zice, am văzut lucruri care nu se pot spune și pe care nu este permis unui om să le rostească. Nimeni nu poate să spună ce este acolo, fiindcă nu avem unități de măsură, nu putem să ni le imaginăm. Așa sunt lucruri. Fraților, și dacă suntem chemați la o astfel de slavă, dacă suntem chemați în lumea acelor îngeri, în lumea aceea condusă de Domnul Iisus Hristos, unde Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt tronează, într-o părție de nedescris, mai merită, fraților, să ne mai certăm unii cu alții, să ne mai blamăm unii pe alții, să mai facem fel de fel de lucruri așa nevrednice de numele nostru de creștin. Și una din două, ori nu suntem creștini, dacă asta e viața noastră, ori suntem niște creștini foarte slabi. Și eu zic că suntem slabi. Dar nu suntem chemați să trăim 100 de ani în slăbiciune. Vezi, un copil mic care se naște și nu se dezvoltă, a fost o bucurie când s-a născut. Faptul că nu se dezvoltă devine o tristețe. Să lăsăm Duhul Sfânt, să lăsăm Cuvântul, să ne astrângem în astfel de condiții încât Biserica, cu ajutorul Duhului Sfânt care este în ea, să ne ajute să ajungem la maturitate pentru ca să intrăm încărcați de binecuvântare în această slăvită împărăție. Bun. Acum, e interesant că a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dumnezeu a făcut totul pentru ca evreii să le înțeleagă. Nu l-au înțeles. Greu. Istoria evreilor din Vechiul Testament, afară de momente și de oameni excepționali, istoria evreilor este un faliment. Dar a venit Hristos la Isai, adică la evrei. Astăzi Isai sunt creștini. În momentul când a venit Hristos pe pământ, Isai erau evrei. Dar Isai nu l-au primit. Și au decis că nu ne trebuie. Mai rău decât atâta, l-au dus și l-au spânzurat pe cruce, după ce le dăduse dovezi una după alta, timp de 3 ani, că e Mesia. N-au vrut să audă, n-au vrut să vadă. L-au răstignit pe cruce, Hristos a înviat. Și după înviere, Dumnezeu mai face încă o încercare cu evrei. Lui Dumnezeu i-au făcut greutăți în Vechiul Testament. Lui Hristos i-au făcut greutăți în Noul Testament. Dumnezeu mai face o încercare cu evrei. Și ziua cincizecimii, când se naște Biserica lui Hristos, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, vine la evrei. Fiindcă Duhul Sfânt coboară în ziua cincizecimii, care e sărbătoare specific evrească, la un număr de evrei, 120. Evrei. Este a treia încercare a Tatălui în vechiul, a Fiului nou și a Duhului Sfânt la ziua cincizecimii. Pentru că s-auzim apoi din gura Apostolului Petru, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Lui Dumnezeu în vechiul, lui Hristos în nou, lui Duhul Sfânt în faptele apostolului. Și atunci Domnul Hristos, se întâmplă un cuvânt al Domnului Hristos, vi se va lăsa casa pustie și nu va rămâne aici, piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Și într-adevăr, la anul 70, acest popor care dura într-o istorie teribilă, templul e distrus, iar evreii sunt împrăștiați pe toată fața pământului, de ziceai, în vecii vecilor nu se mai adună. Și cum lumea asta era de milioane, iar ei erau puțini și muriseră, numai 1 milion, cel puțin 1 milion au murit când a cucerit Titus Ierusalimul. E bine, răstigniți, prigoniți, împrăștiați peste tot, erau sortiți asimilării sau morții. E, poporul ăsta a refuzat. Dumnezeu a zis, nu că eu mai am o treabă cu Israel. Împrăștiați în toată lumea, disprețuiți. Mi-au caminte colegii mei, bă, zice, bă, nu observați că jidanii ăștia miros greu. Adică tot felul de bajocuri era la adresa lor. Dumnezeu îi mai dădea câte o palmă la aștii, la alții, că scotea din mijlocul lor, zesterea lor era pentru credință. Dar zesterea lor spirituală Dumnezeu nu le-a luat-o. Au dat cei mai mari muzicieni, cei mai mari savanți, cei mai mari conducători de stat. Anglia a avut un conducător evreu, Franța a avut un prim-ministru evreu. Evrei peste tot, în orice domeniu. Yehudi Menuhin, cel mai mare violonist evreu. Ați putea să vă citesc în orice domeniu. Cei mai mulți laureați ai premiului Nobel sunt evrei. Evreii ăștia împrășteați în toată lumea au luat cele mai mari premii Nobel. Dar și erau o minoritate, erau câteva milioane. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu nu le-a luat în zestrarea, fiindcă mai are un plan cu ei. Și Dumnezeu le-a spus, în toată lumea veți fi împrășteați. Dar la sfârșitul vremurilor am să vă adun acasă. Și vă rog să citiți Ezechiel 36, 37. Eu o să vă citesc ceva din Zaharia 12. Și Dumnezeu a spus că la sfârșitul vremurilor va suna o trâmbiță lui Dumnezeu și evreii din toate colțurile lumii vor fi adunați acasă.
Dar vreo 100 și ceva de ani s-au ridicat între ei unii care au zis, vrem să ne întoarcem acasă. Au fost piedici. Unul dintre liderii lor a spus, uite, sunt unul din reprezentanții evreilor, în noi se întâmplă ceva, vrem să ne întoarcem acasă. Nu, zice, voi cum voi s-a terminat? Voi sunteți omorători de Dumnezeu, nu v-ar fi rușine să vă fie. Toate cancelarele se închideau, toate posibilitățile, dar încet, încet, lupta asta s-a dus în continuare. Și în ciuda tuturor împotrivirilor, nimeni n-a vrut. Teritoriul ăla ocupat de arabi era o păragină și arabii l-au ținut acolo de aproape 1900 de ani. Jale mare! Să vă duceți acolo la Ierusalim să vezi cum. Eu am fost. E o grădină. Dar e o grădină de acum, de 50 de ani, de când au venit evrei. Până acum era o catastrofă. Și intenționat evrei au lăsat pe teritoriul lor regiuni de care nu s-au ocupat deloc. Când te duci în cartierul ăla și este, ce să spun, Los Angeles, când treci dincolo. Dincolo ce e o grădină. Dincolo este, îmi pare rău să spun, așa e. Și ăștia le-au lăsat așa, locul evrei a zis, e teritoriul vostru, vedeți-vă de el. Și vezi ce jale este și ce jale au ținut. Numai că Dumnezeu a decis să se întoarcă acasă. Și în ciuda tuturor împotrivirilor, în 1948 nimeni n-a vrut să se întoarcă. Nici americani, nici englezi, nici francezi, nici nimeni, ca să nu zic de arabi. Dom'le, dar cel puțin pe arabi care erau acolo, aproape un miliard sunt în jurul lor, dom'le, n-au mișcat un deget, dom'le. Dumnezeu suna, venise timp. Și în 1948, la 15 mai, a apărut pe harta lumii un nou stat. Între timp apăruseră vreo 600.000 de evrei. În niște mlași, niște nenorocire, niște vai de lume, hărțuiți și s-au apucat de muncă. Și evreii ăștia care nu prea erau învățați cu munca câmpului, unde ați văzut în România evreii plugari, s-au apucat de muncă, domnule, și de muncă serioasă. Și s-au apucat să facă agricultură. Și încet, încet, țara a început să răsară. Au asanamlaștinile, au început să cultive. Păi când vă uitați astăzi la plantațiile de vii, de portocal și de alte, concurează cu astea americane. Dacă te plimbi și nu știi unde ești, zici că ești în America. Șosele, chestii, astea sunt făcute toate de evrei. Din țara aia a răsărit o altă țară. Și poporul ăsta a început să crească și să se întărească. Astăzi, Israelul ăsta de vreo 7 milioane este cea mai puternică țară din Orientul Apropiat. Nimeni nu se poate juca cu ei. Ăștia au bombă atomică acolo. Nu se poate face nimic cu ei așa, cu forța. Domnul Arafat a zis acum câțiva ani, zice, noi nu ne vom lăsa până ultimul prunc din pântecele unui evrei ce nu-l vom străpunge. Nici pe ăla nu lăsăm să vie. Ei, uite, acum că începe un fel de înțelegere între unii și alții. Deci evreii s-au întors acasă, dar nu s-au întors la Hristos. Dar Hristos s-a întors acasă. Și Hristos zisese, în drum spre Ierusalim, a întâlnit un smochin. Numai frunze, niciun rod. Hristos a coborât să iau o smochină. Când a văzut că nu e niciun rod, l-a blestemat și a zis, în veac să nu mai dea rod în tine. Smochinul s-a uscat pe loc. Ucenicii au văzut, zice, s-a uscat. Hristos le spune mai apoi, să știți, când veți vedea smochinul înfrunzind, eu sunt aproape. De aceea, eu vă spun dumneavoastră, dacă vreun de dumneavoastră nu este încă întors la Domnul, să întoarcă. Că dacă vine Domnul în seara asta, aici rămâi. Iubiți ascultători, ați audiat un mesaj de arhivă prezentat de pastorul Aurel Popescu. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați ascultat emisiunea Comori din trecut.